față în față cu stresul. Resursă pentru clasa 5-a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce faci când în fața ta se află o barieră? Probabil îți cauți strategii pentru a o depăși. Poate să reprezinte stresul o astfel de barieră pentru tine? Ce faci dacă bariera din fața ta este stresul? Să ne amintim împreună ce este stresul. Stresul apare ca o reacție a ta atunci când te afli în fața unei situații sau în fața unei sarcini pe care o consideri dificilă sau chiar amenințătoare. Stresul poate fi declanșat și într-o situație care te surprinde. De exemplu, dirigintele tău, bazându-se pe tine, te anunță că mâine va trebui să participi la un concurs, iar tu, până la acest moment, nu ai știut nimic despre asta. E posibil ca această situație să o consideri ca fiind stresantă, să manifeste anumite reacții la stres și să întâmpini dificultăți de a te adapta la condițiile impuse de acel concurs din ziua respectivă. Pentru a combate stresul, e important să-ți dai seama când acesta se află în fața ta, pentru a-ți înțelege reacțiile și a le controla, dacă este cazul. Știm că fiecare dintre noi ne raportăm diferit la situații. Dacă eu consider o anumită situație ca fiind stresantă, e posibil ca tu să nu ai nicio reacție la stres, deoarece ți se pare o experiență obișnuită. Îți amintești acum de o situație pe care ai considerat-o stresantă? Care au fost factorii care au declanșat-o? Stresul, această barieră care poate să ne încetinească deplasarea fiecăruia dintre noi, poate fi determinat de mai mulți factori. O primă categorie sunt factorii potențiali. Aceștia se referă la evenimente neprevăzute care pot apărea oricând. De exemplu, amânarea din cauza unor condiții meteorologice nefavorabile a unui meci important de fotbal la care trebuia să participi. Sau, dacă ne referim la școală, un factor potențial care poate declanșa stresul este un test neanunțat la o anumită materie. O altă categorie sunt factorii temporali. Ei se referă la necesitatea realizării mai multor sarcini în termen scurt. De exemplu, stresul poate apărea în ziua în care trebuie să te pregătești pentru evaluări la mai multe materii, ai de realizat și un portofoliu la geografie și pe lângă toate acestea mai ai și un antrenament la fotbal de la care nu poți lipsi pentru că urmează un campionat. Factorii situaționali care pot declanșa stresul sunt determinați de evenimente din viața personală. De exemplu, tocmai ai aflat că firma unde lucrează tatăl tău s-a închis, iar familia voastră va rămâne fără venituri pentru că el era persoana care întreținea familia. Un alt factor situațional care ar putea declanșa stresul ar fi dat de o informație despre un membru al familiei, de exemplu, afli că bunica ta nu s-a simțit bine și azi a fost dusă cu salvarea la spital. În ceea ce privește factorii conflictuali, aceștia rezultă din relațiile interpersonale. Astfel, putem spune că anumite neînțelegeri cu colegii de clasă în ultima săptămână îți pot determina stresul. Sau, un alt exemplu ar fi diferențele de opinie dintre tine și părinții tăi privind un anumit subiect pot reprezenta un factor de stres atât pentru tine cât și pentru părinții tăi. În cazul tău, care sunt factorii care determină cel mai des confruntarea cu stresul? Factorii potențiali, temporali, situaționali sau conflictuali? Te rog să te gândești la câte o situație considerată de tine stresantă, declanșată de fiecare dintre cele patru categorii de factori prezentați. Ai posibilitatea să-ți realizezi tabelul în caietul tău și să-ți notezi informațiile solicitate. Prezintă situațiile notate de tine. Îți recomand să fii atent la ceea ce vor expune și colegii tăi pentru a-ți da seama dacă situațiile prezentate sunt determinate de factorii pe care ei au numit și pentru a detecta și corecta eventualele erori. Îți urez succes!